Sunt imagini în direct pe care le urmărim, doamnelor și domnilor, de la baza militară Mihai Cogălnicianu din județul Constanța. Președintele României, Klaus Iohannis, l-a întâmpinat pe Emmanuel Macron, președintele Franței. Cei doi lideri au fost întâmpinați de garda de onoare. Este ceremonia oficială de întâmpinare, de primire a unui șef de stat, care are loc de obicei în România. La ora 9:30 au fost anunțate aceste festivități. Cei doi lideri se vor întâlni cu militarii români, francezi, dar și din celelalte țări aliate care se află pe teritoriul României. De asemenea, vor avea convorbiri tet-a-tet și după toate acestea vor susține o declarație de presă comună, declarație pe care, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme, o puteți urmări în direct pe B1 TV. Haideți să urmărim ce se întâmplă în aceste momente la baza militară Mihail Cogălnicianu. Am urmărit imagini în direct și continuăm să urmărim imagini în direct de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, acolo unde, în urmă cu puțin timp, vă spuneam, președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit pe omologul său francez, Emmanuel Macron. O vizită care are loc pe fondul unui dialog politic bilateral intens și în cadrul amplu oferit de parteneriatul strategic dintre cele două țări, precum și de cooperarea strânsă în plan european și internațional, după cum notează administrația prezidențială. Vor avea loc, vă spuneam ceva mai devreme, și întâlniri cu militarii români, francezi și din celelalte țări aliate care se află pe teritoriul României. Îl salut pe Adrian Niculescu, este analist de politică externă, legătură telefonică directă. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi, de asemenea profesor la SNSPA. Bună ziua, domnule Niculescu!
Profesor de istorie. Profesor de istorie, nu mai simt analist politic. Cred că nu este nevoie să menționăm de fiecare dată când interveniți telefonic toate aceste titulaturi pe care le dețineți, pentru că lumea vă cunoaște deja foarte bine, domnule profesor. Da, da. Nu mă simt totuși analist politic. Da, atâta. Îmi știu lungul nasului, ca să zic. Sunt profesor de istorie, atât. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru această intervenție. Vreau să analizăm puțin acest context în care Emmanuel Macron vizitează România astăzi și ceea ce va urma după, pentru că pe surse a apărut deja o informație că cei doi șefi de state vor merge la Kiev într-o vizită care nu a fost încă anunțată oficial. Ei, da, asta este marele mister. În primul rând, evident, toată presa, mass media franceză vorbește despre pagina întâi, în fine, se deschid telejurnalele și celelalte cu vizita domnului Macron la București, care a început aseară în jurul orei 7. A fost primit de domnul prim-ministru Ciucă, iar delegația este consistentă, fiindcă el este însoțit și de noul ministru al apărării, dar și de noua ministră, doamna Catherine Colonna, ministra, ei feminizează, spre deosebire de noi, numele funcțiilor, noua ministră a afacerilor externe. Deci este o delegație foarte, foarte importantă. Pe de altă parte, titlurile așa sunt domnul Macron la porțile Ucrainei, să spunem așa, știind faptul că mâine, adică astăzi de altfel, va fi și la Chișinău într-o vizită la fel de remarcabilă, cea din tâi în Moldova, în Republica Moldova. Și în contextul de față, evident că toată lumea așteaptă confirmarea sau nu a vizitei în patru, alături de Mario Draghi, de Olaf Scholz, dacă ar fi cazul să meargă la Kiev. E, asta este marele mister. Ei nu, chiar azi noapte m-am uitat, franțuzii nu confirmă sub nicio formă această vizită. Nu se știe care este situația. Sunt anumite tensiuni între Kiev și Paris pe anumite teme sau abordări ale lui Macron, mai ales aceea celebră să nu fie umilită Rusia, ceea ce este o discuție complicată. Însă, nu știu de ce, eu cred că până la urmă se va face, dar se va anunța în ultimul moment. Pentru moment, cum vă spun, Palatul Elisee nu confirmă această vizită, care ar trebui să fie poi mâine de altfel. Și până la această vizită, adică domnul profesor, mâine, da, și până la această vizită ne așteptăm astăzi la declarații de presă comune, declarații care vor avea loc înainte de ora 11, la 10 și 50 de minute, îmi spun colegii din regia de emisie, bineînțeles o să le vedeți în direct pe B1 TV. La ce să ne așteptăm și aș vrea să mă oferiți un răspuns scurt. Vă rog. E vorba despre reafirmarea, întărirea parteneriatului România-Franța, e vorba de coeziunea NATO, sunt lucruri scontate de acum, e vorba de păstrarea, să spunem așa, monolitismului Uniunii Europene, în primul rând, și a NATO. Până la urmă, Franța și România sunt parteneri în ambele instituții. Deci, deși a fost o vizită care, în principiu, vedem, este centrată și din imaginile care ne curg acum prin fața ochilor, este centrată pe problema soldaților francezi, salutului acestor soldați francezi, care, de altfel, vedeți, au niște berete interesante, beretă bască. Ei sunt șaseuri alpin, vânători de munte. Nu prea înțeleg de ce, dar ăștia sunt șaseuri alpin, cei care sunt prin Pirinei și au această mare beretă bască, basc, de aici vine și cuvântul, din țara bascilor. Însă cei 500 de soldați francezi reprezintă ceva important și tocmai din cauza asta el a venit să-i salute, de altfel se pare, era mister și în jurul acestui aspect, dacă va rămâne sau nu la Constanța sau va fi cazat chiar acolo în cazărmile unde sunt găzduiți francezii. Mai sunt și belgieni, mai sunt și olandezi, dacă nu mă înșel acolo, după știința mea, mai sunt și niște aviatori italieni.
Însă cert este că nu va fi clar reafirmarea unității de monolit a Uniunii Europene, apărarea fiecărui centimetru, cum s-a spus ieri la Haga, unde a fost președintele nostru, domnul Iohannis, împreună cu dinamica primă ministră social-democrată daneză și cu domnul Rutte, primul ministru al Olandei. Deci sunt reafirmări acum rituale scontate, dar extrem de importante, că nu mai puțin importante, vreau să spun, este fundamental că se acționează în felul acesta, drept pentru care nu poate să fie decât de bine. Și mesaje asupra cărora se pune periodic accent. Vă mulțumesc foarte mult, trebuie să vă mulțumesc, domnule profesor, pentru această intervenție. Bineînțeles, vă reamintim, peste aproximativ o oră vor avea loc acele declarații de presă comune pe care le vor susține cei doi șefi de state, Emmanuel Macron și Klaus Iohannis, declarații pe care vă reamintesc le veți urmări în direct pe B1 TV.